Elevii zeloane au avut ocazia să afle astăzi lucruri inedite despre obiceiurile de incinerare și de sacrificiu ale diferitelor popoare din preistorie și antichitate. În cadrul unei conferințe, angajații de la Muzeul Județean de Istorie și Artă au vorbit despre descoperirile arheologice spectaculoase din lume, dar și din sălaj. Participanții au descoperit astfel lucruri noi pe care nu le găsesc în cărțile de istorie de la școală. Angajații muzeului spun că vor continua să organizeze astfel de conferințe pe diferite teme, unde vor prezenta și rezultatele cercetărilor pe care le fac.